Am trecut la faza următoare, trebuie să ne și vaccinăm. Oamenii din mediul rural sunt mai reticienți. Rapoartele spun că în marile metropole populația este mai deschisă la vaccinare. Aici cum se prezintă situația? Da, am avut noroc că a început vaccinarea cu persoanele în vârstă, cu persoanele care au avut boli cronice, au acceptat, am avut mijloc de transport, primăria ne-a ajutat și am transportat la Mediaș, în centrul cel mai apropiat pentru vaccinare. Bineînțeles și noi cadrele medicale am fost un exemplu și totdeauna eu ca medic în 40 de ani, la anul fac 40 de ani de activitate, am avut încredere în vaccinuri și vaccinurile, dacă s-au făcut așa repede, și toată lumea comentează că de ce se vaccinează așa cum au evoluat și telefonia, cum au toate mijloacele, așa și medicina a evoluat și s-au luat măsuri urgente pentru situații urgente de criză. Noroc că s-au intervenit cu vaccinuri eficiente și populația, o mare parte din populație s-a imunizat natural. Deci a fost o situație deosebită, bine că am scăpat, Doamne ajută, dar nu se știe în continuare cum va evolua.